Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, campania Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Încercăm să răspundem alături de invitații noștri la foarte multe întrebări. Ce este de fapt budismul? Cum ne ajută învățătura, înțelepciunea budistă în ziua de astăzi și cât de actuală este această informație pe care ne oferă budismul? Care este relația dintre neuroștiințe și budism? Și multe, multe alte lucruri în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi, alături de noi, este Nona Rapotan, profesor de științe sociale și editor coordonator bookhub.ro. Și pornim discuția noastră despre budism de la o carte care se află în această campanie, ce ne transmite budismul. Este vorba despre campania, este vorba despre cartea Mintea liniștită și senină, scrisă de Dalai Lama, publicată în colecția Himalaya a editurii Herald. Timp de câteva zile, pornind de la lucrarea unuia dintre cei mai mari maestri tibetani, sfinția sa, Dalai Lama, a oferit învățături cu caracter general, însă foarte profunde despre budism și, de asemenea, un comentariu presărat cu trimiteri la alte învățături, cu citate din lucrări de referință în budism și cu exemple și comentarii personale. Unele într-o notă umoristică, așa cum știm că este sanctitatea sa, Dalai Lama, bineînțeles, cu foarte multă jovialitate. Iată, vorbim despre o carte scrisă de Dalai Lama și, bineînțeles, discuția noastră va merge și spre personalitatea sanctității sale, pentru că, dincolo de, hai să-i spunem, un lider politic, dacă stăm să luăm în calcul și autobiografia sa și faptul că a fost întotdeauna foarte aproape de oamenii săi, foarte aproape de Tibet, este un lider spiritual și nu doar al națiunii din care face parte. Considerăm că Dalai Lama este al întregii omeniri, al întregii umanități și când mă gândesc la Dalai Lama, bineînțeles că mi mai vin în minte alte două personaje remarcabile din istoria umanității, și anume Mahatma Gandhi și Sfânta Maica Tereza. Nona. Bine v-am găsit. Da, nu întâmplător îți vin în minte cele două nume. Și dacă ar fi să vorbim despre budism, și astăzi nu o să fac neapărat o prezentare propria cărții, ci o să fac o pledoarie pentru învățătura budistă și pentru ceea ce înseamnă budism în epoca pe care o trăim. Asta pentru că în ultimul timp am întâlnit foarte multe atacuri la diverse forme de spiritualitate, creștină sau necreștină, atacuri venite din partea agnosticilor sau ateilor și care toate mi-au atras, au un punct comun și anume teama asta de a crede în ceva ce nu poți stăpâni cu mintea. E o teamă profundă, inculcată acolo în mentalul mai mult sau mai puțin colectiv, dar asta nu înseamnă că trebuie să o și lăsăm să se manifeste. Budismul în România are o istorie, hai să zic, veche, cu ghilimele de rigoare, pentru că dacă ne raportăm la vechimea budismului ca formă religioasă, evident că nu e deloc, nu stau așa lucrurile. Românii au fost interesați întotdeauna de, sau mă rog, spațiul nostru cultural a fost întotdeauna interesat de alte forme de spiritualitate decât cele creștine. Le-au studiat tocmai pentru ca să facă și o comparație, dar pentru că pur și simplu erau interesați de cum gândesc alții. Budismul are, și mai ales budismul tantric, da, cel specific lui Dalai Lama, budismul tibetan, are un specific pentru că este legat, într-adevăr, de un spațiu geografic foarte bine definit. Tibetul și Himalaya sunt două spații geografice care
au un specific, evident, aparte, o climă foarte, foarte dură, care impune niște limite și testează foarte mult capacitatea de rezistență a oamenilor care aleg să locuiască acolo sau care pur și simplu s-au născut acolo. Tibetul are o istorie foarte atipică, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, pentru că, practic, n-a putut să fie integrat definitiv niciodată într-un stat, da? Deși a fost foarte disputat, este și la granița, da, dintre China și Mongolia și, mă rog, ce state mai sunt pe acolo. Avem și micul stat Nepal, care iarăși este foarte atipic ca dezvoltare, ciudat, cum de, e o ciudățenie pentru mulți, cum de reușește să supraviețuiască ca entitate statală, în condiții în care vorbim de geopolitică, vorbim de strategii, da? Pe oamenii ăștia nu-i poate cuceri nimeni, tocmai pentru că îi caracterizează această, și această formă de credință. Budismul este evident legat indisolubil de un alt termen, și anume reîncarnare, un termen total străin și cu care nu sunt de acord, evident, creștinii, dar asta nu înseamnă că nu putem să înțelegem și nu putem să analizăm un pic logica și forma de, gândirea budiștilor. Felul cum văd ei viața asta pe care o trăim aici pe pământ și cum se leagă ea de un alt șir, da? De șirul vieților de dinainte, dar mai ales cele de după. Pentru că pentru budiști este foarte important ce facem după. Adică, practic, ceea ce este aici este o pregătire. Da? Și o pregătire, hai să zic, pentru sfințenie, dar nu neapărat. Budismul, spre deosebire de celelalte religii monoteiste, pune foarte mult accentul pe om, pe structura interioară a omului și nu neagă aceste calități pe care le are omul. Și de asta ai și pomenit despre neuroștiințe, pentru că, într-adevăr, neuroștiințele sunt foarte mult, datorează foarte mult acestor religii de tipul ăsta budiste și celelalte religii care activează în spațiul geografic sud-est asiatic. Bine, noi îl avem pe faimosul Elia, de care a adus în discuție pentru prima oară aceste structuri religioase și forme de organizare specifice. Dacă mă întorc la ceea ce spuneai tu, Mahatma Gandhi și Gandhi și Maica Tereza sunt, într-adevăr, pe cât de diferite personalități, pe atât au de multe în comun, pentru că ambele au promovat în lume, dincolo de orice limite impuse de credința religioasă proprie, au promovat în lume ideea de bine și de bunătate, dar ideea asta de bine specific omului. Deci că acest bine poate să fie făcut de om, și că ține de om și de structura lui interioară să facă binele, și că acest bine depinde mai ales de o structură interioară, hai să zic, calmă. Da? Deci faptul că ca să putem să facem binele, trebuie să ne găsim echilibru. Și să cultivăm acest echilibru și să ne și serenitatea, da, și toate calitățile astea pe care pare că societatea contemporană se înverșunează să ne facă să le pierdem, nu o să vedeți budiști depresivi sub nicio formă, nu o să vedeți budiști care să se afle în adevărați budiști, care să se afle în pragul sinuciderii. Asta nu înseamnă că nu au și ei tentații sau că nu au și ei lupte interioare, dar modul de a rezolva toate aceste conflicte interioare este cu totul și cu totul altfel. Altul decât cel al nostru. Și Dalai Lama, nu întâmplător, a avut foarte mare succes și are în continuare foarte mare succes și politic, dar mai ales la partea asta de establishment, da, deci de personalități publice, da, și îmi vine în cap Richard Gere, care s-a declarat fan Dalai Lama și care la un moment dat se mândrea cu prietenia cu acest
mare sfânt în viață, că putem să-i spunem așa, sfinția asta, și această prietenie l-a ajutat pe el, într-adevăr, să-și câștige un echilibru interior, care, evident, că a pierdut de mult datorită mirajului cinematografiei și, mă rog, lumii haotice în care trăia. Dacă ar fi să revenim la o carte și una dintre cele pe care voi le-ați publicat și este, într-adevăr, meritul editurii Herald, că a adus în atenție scrierile lui Dalai Lama, scrieri care necesită și o foarte mare atenție la redactare și la comentarii și la acele note, da? Pentru că, într-adevăr, numai un specialist poate să facă lucrul ăsta. Adică e ușor să traduci, nu știu, cuvinte de înțelepciune sau așa, dar cu totul altă fel stă situația când traduci un volum de 400 de pagini, da? Și care necesită foarte multe comentarii și note de subsol. Mintea liniștită și senină este una dintre cărțile fundamentale ale lui Dalai Lama. Prima oară poate să sperie cantitatea, da? Adică volumul, că într-adevăr sunt peste 400 de pagini, dar nu spune nimeni că te s-o citești dintr-o suflare sau că trebuie să faci concurs de lectură atunci când citești cărțile lui Dalai Lama, nici budiștii nu fac lucrul ăsta în general. O să-i vedeți, dacă vreți să-i vedeți un budist la treabă, de ghilimele, o să vă dați seama din start că omul budistul nu are nicio treabă cu timp. Este rupt de timp, așa cum înțelegem noi actual timpul, dar nu are nicio presiune din partea timpului, pentru el toate lucrurile se întâmplă de la sine. Numai el trebuie să se integreze în acest ritm al naturii și al vieții. Da? Și această integrare se face doar după ce înțelege. Deci după ce își lasă mintea golită de toate, nu știu, să zicem, atracțiile și de toate fantasmele, da? Atunci, într-adevăr, el va fi rupt de acest timp, timp al vieții de aici. Și budiștii au această calmitate, da, care se așează inclusiv pe chip. Parcă, uitați-vă la Dalai Lama, are 85 de ani și pare că n-a îmbătrânit. Arată ca și cum ar fi acum 40 de ani, da? E un om fără vârstă, Maica Tereza, la fel. La vârsta ei venerabilă, deși a trăit enorm de multe suferințe și s-a dedicat întru totul oamenilor din jurul ei, părea că n-are vârstă. În schimb, au acele riduri de expresie, riduri ale înțelepciunii, pe care le iubim cu toții și pe care le căutăm în general, fără să ne dăm seama la oamenii din jurul nostru. Și faptul că par fără vârstă te face să te întrebi de unde această atemporalitate. Și atunci începi să cauți în cărți, în cărțile pe care le-au scris sau în conferințele pe care le-au ținut, mai ales Dalai Lama a ținut destul de multe conferințe pe care le țin cu diverse ocazii, speech-uri ținute în diverse contexte, mai mult sau mai puțin politice, și îți dai seama că există în fiecare câte un bob de înțelepciune, câte o pastilă de genul acesta, și care culeasă cu atenție și dacă medităm cu foarte mare atenție la aceste pastile, ne dăm seama că, într-adevăr, următorul pas este să citim și cărțile. Și cărțile nu se pot... Deci, eu personal nu recomand lectura lor ca și cum am citit un roman. Aș prefera și prefer întotdeauna, evident, cu pixul sau cu creionul în mână, că se fac notițe, da? Eu și fac foarte multe asocieri în cap cu diverse alte, ori fac comparație cu analiză comparativă cu alte religii, ori pur și simplu fac trimiteri la diverse lecturi anterioare. Și de obicei îmi place să citesc așa, pe un capitol, da? Și unul din capitolele mele preferate, de exemplu, din Mintea liniștită și senină, este cel al dedicat învățăturii. Și exact așa se cheamă, o recapitulare a învățăturii. Și dacă ne uităm acolo, avem așa, fericirea, scopul vieții. Care iarăși, ăsta este un concept de fericire, este un concept foarte prezent. Pentru că și în toate scrierile religioase, dar mai ales în cele budiste. De ce? Pentru că
Evident că omul caută fericirea toată viața și, așa cum spunea și Platon în Antichitate, nu vom ajunge în posesia fericirii ca atare, în totalitatea lui, decât undeva la apusul vieții sau poate că niciodată. De obicei, noi suntem în posesia unor părți de fericire. Budiștii nu se împiedică de acest amănunt și spun că nu poți să fii în posesia fericirii ca atare, în întregimea ei, doar să respecti niște, da, să, cu condiția să faci niște pași. Acolo intervine dificultatea că pașii ăștia nu-i poate face oricine și oricum. Da, îți trebuie o pregătire, îți trebuie o asumare, meditația da, este o foarte, foarte mare. Deci e o metodă care, fără de care nu poți, da? Și trebuie, într-adevăr, metoda asta trebuie învățată temeinic. De asta în budism și Dalai Lama este căutat ca înțelept în sensul de învățător. Învață-mă să mă rog, învață-mă să meditez, învață-mă să ating fericirea, da? Apropo de capitolul respectiv. Aici este un subcapitol foarte important, interdependența, o perspectivă mai amplă. Și asta o știți că, în general, asiaticii se dezic foarte mult de valorile materiale, nu se leagă de tot ceea ce înseamnă materialitate, tocmai ca să nu se împrăștie și ca să nu-și piardă calea, calea cu majusculă, da? Și, într-adevăr, interdependența asta îți face foarte mult rău la un moment dat. Inclusiv interdependența, faptul că ajungem să fim prea dependenți de cei din jurul nostru, în detrimentul unei independențe și a unei structuri interioare care să fie de sine stătătoare, să fie cu adevărat o personalitate. Și atunci interdependența asta trebuie cumva analizată și, evident, înlăturată pe cât posibil, da? Deci s-au diminuat la minim, da? Ca să nu ne facă rău. Și aici fac o paranteză, uitați-vă numai departe cât de dependenți suntem de mijloacele tehnice. Da, ferească Sfântul să cadă Google, că s-a făcut panică. Țin minte că acum câtva timp a fost o cădere a platformei și au intrat toți în panică că stai că avem o problemă, că și învățarea o facem pe Google, ceea ce evident că e o problemă. După care, și evident că intervine și dependența de ceilalți aici. Și ultima parte a acestui capitol este dedicată, într-adevăr, esenței budiste, adevărata esența religiei, da? Religiei budiste, esența Buddha Dharmei și păstrând autenticitatea Dharmei. Buddha Dharmei și păstrând autenticitatea Dharmei. Dalai Lama este conștient că el este o voce care este auzită de toți, nu doar de budiști. Și face această încercare de a deschide învățătura budistă și celor care nu se nasc, că ei nu se nasc budiști, budismul se învață, da? Și atunci, în toleranța asta lor maximă, pentru că într-adevăr sunt extrem de toleranți, cred că sunt cei mai toleranți oameni pe care poți să-i întâlnești vreodată pe pământul ăsta, și o toleranță asumată, internalizată cu foarte mari sacrificii, pentru că ei trebuie să treacă niște trepte ca să ajungă să fie toleranți, pe cum Dalai Lama, de exemplu. Nu întâmplător, el este, au acele ritualuri, da, de cine va urma lui actualului Dalai Lama. Sunt niște etape acolo și se caută viitorul lama, da? Și revenind la ce spuneam, toleranța asta este învățată și asumată cu foarte mari sacrificii, tocmai pentru ca să poți să construiești acest sine interior și această autonomie, da? Să înveți să devii independent în cel mai bun sens al cuvântului. Și fiindcă vorbim de mintea liniștită și senină, iarăși un capitol foarte important aici este cel dedicat găsirii liniștii și seninătății prin meditație asupra măreției perfecțiunii.
Și aici aveți un subcapitol foarte important, foarte frumos, dedicat pur și simplu meditatorului. Cine e meditatorul? Ce face meditatorul? Cine poate să fie, dacă putem sau nu să fim meditatori aflați dacă citiți capitolul respectiv, da? Și sunt foarte multe după aceea metode, da, de meditație, care într-adevăr țin de partea asta teoretică, deci efectiv de toată cartea ai foarte multe meditații, da, forme de meditație, forme de rugăciune. Și asta pentru că evident că ritualul budist este cu totul diferit, este atipic în sine și impune niște reguli foarte stricte. Deci nu, acolo n-ai voie să schimbi, nu, nici nu se pune în discuție, cu toate că este una dintre cele mai noi pentru noi religii, dar nu pui în discuție că se schimbă ritualul, nici nu se gândește, că se încearcă prin alte părți, la alte religii. Dar acolo nu. Și de ce nu se poate schimba? Pentru că revin la început ce spuneam, că într-adevăr contează foarte mult și spațiul geografic. Adică Tibetul și Himalaya au atât de multe constrângeri, impun atât de multe constrângeri, nu te poți dezvolta acolo foarte mult din punct de vedere al civilizației. Și cu toate astea ei au o civilizație și o cultură extrem de bogate, foarte colorate, da? Tocmai ca să compenseze asprima climei și dat fiindcă nu poți să evadezi foarte unde să te duci din Tibet așa, sau din Himalaya, atunci ei trebuie să se adapteze și ca să se adapteze locului trebuie să pun accentul pe ceea ce este într-adevăr ceea ce îi ajută pe ei foarte mult. Și meditațiile astea într-adevăr au și acest rol. Despre Dalai Lama, evident că se poate vorbi foarte mult și nu o să o fac niciodată ca un specialist, că sunt departe de așa ceva. În schimb, recomand oricui să vrea să vadă într-adevăr și alte forme de gândire, că până la urmă este o formă de gândire in situ. Hai să vedem cum se poate gândi și altfel. Hai să vedem cum se poate raporta o formă de credință la gândire, pentru că ei fac foarte mult, se bazează foarte mult pe gândire, pe cât de mult se bazează și pe simțuri. Da? Și hai să vedem cum se combină aceste două forme de cunoaștere, cea pe cale rațională și cea pe cale emoțională. Și paradoxal, în final o să vedeți că nu câștigă niciunul. Că de fapt este o eternă balanță care se ține între minte și simțuri și că această balanță, dacă o ținem, ține de noi. Da? Să ținem balanța asta într-un echilibru perfect. Și asta o facem cu adevărat cu ajutorul meditației. Deci, recomand o carte, cel puțin să citească cineva, cel puțin o carte de Dalai Lama și în general o carte despre budism, tocmai ca să aibă și o altă perspectivă și, de ce nu, ceva despre Mahatma Gandhi sau și în felul ăsta putem să înțelegem și de ce astfel de personalități influențează geopolitica, pentru că e paradoxal cum de o personalitate care vine dintr-un spațiu atât de mic și atât de greu de cucerit, da? Cum de poate să influențeze și să schimbe o strategie geopolitică la nivel mondial. Adică nu vorbim de o influență doar acolo în spațiul sud-est asiatic sau ale Asiei extreme, ci vorbim de o influență planetară. Și asta nu ține neapărat de globalizare. Deci să fie clar, aici nu are nicio treabă globalizare, ci e vorba de, într-adevăr, puterea spiritualității profunde. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Dalai Lama, despre cartea sa, Mintea liniștită și senină, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald și care, cum spuneam la începutul intervenției noastre, face parte din campania Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. A fost alături de noi astăzi Nona Rapotan, profesor de științe sociale și editor coordonator BookHub. Îi mulțumim foarte mult.
Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată online pe site-ul editurii Herald, Ce ne transmite budismul. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!